Salut! Numele meu este Maria Boțan, Category Sales Manager la Skin și astăzi vă prezint primul e-book reader din România, e-River Story. Acest aparat a fost creat special pentru cititorii pasionați, care petrec mult timp călătorind, fie cu avionul, fie cu mijloacele de transport în comun. Elegant, ergonomic și foarte ușor, cântărind doar 280 de grame, e-River Story dispune de un ecran special, realizat cu ajutorul tehnologiei inovatoare E-Ink. Aceasta are foarte multe dintre caracteristicile hârtiei, cum ar fi claritatea contrastului, vizibilitatea în condiții de lumină foarte variate, inclusiv cea solară, și lipsa reflexiei, atât de obositoare la ecranele LCD. În plus, are un consum foarte redus de energie, astfel că durata de utilizare a e-reader-ului este de peste 100 de ore de citire. În partea de jos găsiți un slot pentru cardul de memorie SD sau microSD. Suportă carduri de până la 32 de GB. Găsiți conectorul USB, butonul de resetare, microfonul, un buton de pornire-oprire-pauză, precum și mufa pentru căști de 3,5 mm. Pentru a porni aparatul, glisați butonul de pornire-oprire-pauză către dreapta. Funcția principală este cea de citire. e-River Story recunoaște o gamă variată de formate: PDF, EPUB, DOC, Excel, PowerPoint sau text. Apăsați tasta Enter pentru a intra în lista de cărți dorită. Cu săgețile sus-jos navigați în lista cărților și apăsați din nou Enter pentru a deschide o carte. Story are 4 trepte de zoom. Dacă doriți să citiți un document format A4, folosiți opțiunea Reflow. Și textul se va plia pe marginile ecranului. Puteți citi și în modul peisaj. Schimbarea paginii se face din butoanele laterale sau cu ajutorul săgeților stânga-dreapta. Pentru a sări mai multe pagini, aveți opțiunea Schimbați pagina. De asemenea, puteți marca cu un semn de carte paginile preferate. Această opțiune nu este însă necesară pentru a memora pagina la care ați rămas cu lectura, aceasta fiind memorată automat în momentul închiderii documentului. Pentru a găsi mai repede un titlu dorit, apăsați tasta Search și scrieți cuvintele căutate. e-River Story suportă și formatele pentru imagini și benzi desenate. Pe lângă funcția de citire, aparatul mai îndeplinește și rolurile de MP3 player, reportofon, jurnal și agendă electronică.
Apăsați tasta meniu și toate aceste funcții vor fi afișate pe ecran. Intrați în meniul muzică pentru a asculta melodiile sau audiobook-urile preferate. Aparatul este dotat cu boxe interne și mufă pentru căști. Butoanele pentru volum se găsesc pe tastatură, la fel și cele pentru play, pauză și schimbarea melodiei. Puteți asculta muzică și citi o carte în același timp și pentru a nu pierde mult timp, eRiver Story dispune de opțiunea carte recentă. Înregistrările sunt salvate în format MP3 și bateria suportă până la 5 ore de înregistrare. Microfonul se află, după cum spuneam, în partea de jos a aparatului. Pentru a lua notițe sau a consemna idei, funcția note este perfectă, iar tastatura QWERTY este foarte ușor de utilizat. Dacă doriți să editați o notă deja existentă, aceasta poate fi deschisă cu ajutorul tastei Enter. Iar pentru o notă nouă, apăsați tasta Option și apăsați Enter când cursorul este în dreptul opțiunii Adăugați notă. Pentru a folosi semnele de punctuație sau cifrele, țineți apăsată tasta SIM. Iar pentru a scrie cu literă mare, țineți apăsată tasta SHIFT. Cu ajutorul funcției Jurnal, vă puteți organiza programul zilnic, folosind tastatura la fel ca în cazul funcției Note. Acesta a fost e-book reader-ul eRiver Story. Vă așteptăm și data viitoare pe pccenter.ro. Vă mulțumim!